Așa, ar trebui să înregistrez acum. Am dat random, ceea ce înseamnă că o să avem mai mulți bani decât trebuie. Și ne permitem să plecăm cu o grămadă de iteme. Și băgăm în primul skill să vedem dacă avem butoanele puse. Da, e bine. Uite, un lucru interesant e, începi să te gândești cum să spui butoanele. Eu, de exemplu, am pe ăsta D, E și W. Cu W m-am obișnuit să am. W, da, din Dota 1. Pentru că îmi țin mâna pe W, A, S, D și mi-e foarte ușor. Întotdeauna am degetul pe W, pe D, la E ajung repede, un deget e pe attack, altul e pe space, altul poate să ajungă la Q, Q și space, ca să te miști repede. Care e treaba cu Zeus ăsta? Zeus ăsta e un erou în principiu slab. Da? Pentru că dacă ți-ai făcut hood, nu prea se mai simte. Adică nu faci suficient de mici. Să te bați cu atacul ăsta, are, nu știu dacă și scrie movement speed, nu scrie nicăieri range-ul, are un range mic în principiu. Toată ideea e că dacă ajungi și pe la level 5, 6, 7, trebuie să începi să omori pe cineva. Uite, nici măcar n-avem găină, dar foarte bine că am cumpărat asta. Cred că mai bine cumpăram găină ca să arăt cu iteme de început exact care-i schema. Beastmaster-ul aleargă pe ăla. Trebuie să fii atentă pe hartă, deci unul e aici, înseamnă că patru sunt în altă parte. Uite, Shadow Fiend-ul e mid. În principiu ăsta ar trebui să mă bată, să nu înțeleg nimic. Și mi-e și frică să înaintez, că poate e cineva la gang. Că doi nu sunt jos în momentul ăsta. Uite, a apărut unul. Au apărut doi. Asta dacă e acrib la început. Uite, am arătat și ăla. Te bate mai ușor. Dacă nu e acrib, n-are damage. Dar e bine să iei și din aiurile. Acum să-ți bagi skill-urile... E pur și simplu o preferință, dar trebuie ca să înțelegi că dacă bagi în ăsta... Da, făcut, ai băgat în pasivă. Trebuie să spamezi mai des cu prima, ca să faci damage. Uite că reușesc să-i fac și un dinai, că nu prea duce cap. Bravo, bravo, dinai din tur. Uite, unul în spatele meu, fug. Dacă nu eram atent aici, eram mort. Și n-am bolt. Uite, boltul ar fi fost mai bun acum. Magie nu dau pentru că nu are sens. Am încercat și asta să dea o rază și a failat groaznic. Oricum nu putea să facă suficient damage că e level 2. Raza se dă de la 3. Uite, vezi că îi fac damage când dau de la distanță. Așa. Și acum nu mai băgăm în pasivă, băgăm ăsta în continuu ca la 5 să avem level 3 în el. Dar nu era mai bine la level 3 să ai două puncte băgate în a doua, să faci mai mult damage? În cazul în care dai a doua pe SF chiar să îi faci damage. Dacă bagi și nu te bați cu el, ieși în pierdere. Adică dacă bagi în ăla, ești previzibil că trebuie să te bați așa. Ciudat la clipul ăla acolo. Vezi, ăștia se tot bat. Trebuie să fii atent și la ce se întâmplă pe hartă. Și da, e mai greu să nimerești creepy. Împotriva la SF. Uite că nu iau creepul ăsta. Sau l-am luat. Trebuie să-i faci gang. Unul la mână. Și dacă vine lui gang, așa e mod normal să stea SF-ul mid, de exemplu, și să vină cineva la gang. Că e posibil să moară. De exemplu, acum nu prea pot să mă bat cu el, că nu fac suficient de mici, dar la 5, de fapt, cât are, mă? Are 200. Cred că aș putea să mă bat cu el. Ce era să mor? Sau chiar a murit, că n-am mai avut. Da, a reușit să fac 5. Uite, și venea și ăsta la gang. Am crezut că moare acolo și n-a murit. Oricum era posibil să mă omoare asta, că mai stăteam pe linie. Da, na,
dacă mi-aducea mai repede găină, ca să am și eu iteme, era o chestie. Dacă nu avem găină, aia e. E, acum avem asta de level 5, uite, dacă tu uiți la damage, 100, 175, 275, asta înseamnă că de la level 2 la 3, îi crește damage-ul cu mai mult decât de la 1 la 2. Și am un avantaj acum de care trebuie să mă țin. Dar e greu să mă bat, văd că și el e agresiv, probabil mă campează asta undeva pe aici. Că altfel nu ar fi așa agresiv. Uite că e sus. E doctorul acolo să bate cu cineva, deci. Când o să am și ultimată, o să pot să mă bat cu el, dar până atunci e riscant că o să mor. Dar nu are așa multă viață SF-ul. 412. Uite, păi dacă dau un hit în ăsta, el o să facă deny. Dar ai văzut că nici el nu dă, că nu-i prost. Uite, vezi că a venit ăsta aici. Și are și haste, doctor. Da, dacă m-aș fi bătut cu el, putem să ies în pierdere. Așa, dacă o să am și ultimată, o să mai am o magie cu care pot să dau. Am și pe ăsta, să vedem dacă iau și pe ăsta. Nu, pe ăsta nu-l mai am, dar am ultimat acum. Și trebuie să fiu atent și la mană, că n-am suficientă. O să las că probabil să-mi dau o sticlă când... Când se bagă asta aici. Hai să vedem. Ar fi să-l omoră. Ai văzut cum se simte boltul ăla? Da. Pentru că boltul ăla dă și cu pasiva damage. Controlul. Dacă ți-a apăsat pe control, poți să bagi în vraje fără să dai click. Da, pe... da. Uite, când o să vină, o să încercăm să-l omorâm din nou, doar că o să fie un pic mai greuț. Încerc să împing linia, că văd că dacă nu și-a dat până acum, înseamnă că probabil nu vine cu TP și să pierdă tot scripii ăștia. Și bagi în a doua. Înainte erai nevoit să nu bagi în prima maxim și să maxezi pasiva, pentru că... Când dai chain-ul ăla, nu puteai să dai următorul până nu lovea la toate bucățile. Acum nu mai e chiar așa. Așa. Un stand, dacă ar mai veni acum cineva, l-am omorât. Uite, am crezut că dă în ăsta și mi-a scos și clarity-ul. Și nici nu l-am omorât cum trebuie. Când ai viață un pic, îți dai sticluța. Încă un pic și o să fac și eu Manameku. Dota 2 spre deosebire de Dota 1, uite, și tu stau în vale aici și nu-l văd. Uite că vine după mine, înseamnă că mai e cineva aici și fugi pe lângă asta, fără să te un click aiurea cum am dat eu. Da, până la urmă cred că o să și mora. Da, ți-ai dat și sticluța acolo? Da, am dat, dar n-a fost suficient. Avea DD ăsta, de-aia m-am urt. Uite, vezi, o greșeală a fost că nu am dat click pe el să văd ce are. Mi-a spus, poate l-omoară și Aker până la urmă. Și se duce lângă el, are buț. Are buț, dar are și el. Asta are stick. Dar n-are mană, de ce nu-i dă fisură? Pentru că nu mai poate să-i dă degeaba fisură, îi încarcă stick-ul. Asta e partea proastă. Și uite, din 1000 cât aveam, acum nu mai am 1000. Dar mi-am adus un ward. Cam asta trebuia să mă tocă în gheză la... Nu contează că vine lumea după tine. Uite, ne punem unul aici ca să vedem runa. Că în principiu de sus ne-a venit gang-ul. Și teoretic n-ar trebui să te duci așa și să pui ward-ul ăsta. Pentru că te vede, da? Te duci lângă buză, îl pui. Și știe care ward-mid. La ăștia sunt publicări, nu o să fie nimeni atent, nu o să vină nimeni cu sentry. Pe publice îți permit să faci asta. În principiu ar trebui să împingi linia și de-abia după aia să pui ward-ul. Ca să joci safe, când joci serios. Cine e aici? E potemeu, da? N-are multă viață. Eu am ultimată. Probabil o să stea să... Tică minutul 8. Da, stă să vadă dacă e runa sus. Și eu n-am fost atent să văd dacă e runa acolo. Uite, a luat regenul ăla de jos. Potemeu nu-l văd. E posibil să fie sus aici. A trecut ceva timp. Îl spamăm pe băiet. Cât are? Uite, vezi că și-a dat stick-ul. Dacă aș fi dat ultimată, nu-l omoram. Dar acum din două îl omor, dacă e prin bolt.
Sau cel puțin așa îmi place să cred. Te-a dat un... Dar cred că e și el conștient de treaba asta, asta un pic mai back așa. Mă rog, dacă joci Zeus, intri și tu și îți calculezi exact damage-urile. Ca să vezi, da, uite, deja asta s-a... A, așa, da, salva, a mâncat și cupa. Da, nu mai scap acum, că vin băieții. O, da. Uite, vezi că și-a dat stick-ul ăla. Contează mult să ai stick împotriva la Zeus. Dar acum avem și noi, în sfârșit. Uite, am crezut că-l iau și pe ăla și nu l-am luat. Avem bani să ne cumpărăm Manamecu. Rună în cât? Mai durează până vine rună. Acum depinde și ce iteme vrei să-ți faci. Build-ul ăsta merge și pentru Dota 1. Că buni buții ăștia de mana. Ai nevoie de mana să dai cu el. Să vedem dacă o să-l salte. Uite, ăsta e gras. Nu are sens să dau, să consum, că n-am foarte multă mana și... Dacă aș da în el, i-aș face doar un pic de damage. Ăsta, în schimb, are 500 și ceva viață. Ar trebui să luăm la întrebări atunci când... Da. Uite că avem ultimată. Dar e și slardarul acolo. Trebuie să am grijă să nu-mi iau stun. Uite, vine toată lumea, că e distracție maximă mid. Și... A contat foarte mult că am wardul ăsta aici, că altfel aș fi murit probabil dacă nu eram atent. Și vezi și pe unde pleacă. Da, e bun wardul mid. Așa. Să nu de fiecare dată când îți vine cooldown, dacă stai singur, dai ăla. Și când n-ai viață, îți dai și sticluță. Toată ideea cu Zeus, că e bun, e bine să dai ultima ta de la... din altă parte. Dar ideea e că dacă nu ești lângă ei, nu faci suficient damage. Și unii poate să zică că furi și că nu e bine, dar... Ai nevoie de iteme, să vedem dacă să-l prindem pe poteme ăsta. A, uite că a murit deja. Pe ăsta ar trebui să merge prin spate. Uite, vezi, dacă m-aș fi dus pe râu, nu-l prindeam. Dar așa, dacă mă duc prin spate, am cum să-i fac damage. Că turnul ăsta nu mă omoară. Și le dau semn la ăștia să intre în el. Și dacă intră, sunt băieți inteligenți. Au intrat. Vezi? Acum poate luăm și turnul, că suntem cam mulți aici și s-ar merita. Ar merita, de fapt, nu s-ar merita. S-ar merita, e greșit, gramatical, lexical sau cum e. Uite, le dau și mana. Oricum e de vreme, deci să scuză. Păi, nu-i de vreme să știi limba română niciodată. Așa, avem, uite, 1000 gol, putem să așteptăm până la dagger. Spamăm creepy. Ia să luăm și pe ăsta. Și acum încercăm să luăm ăsta după ce dă catapulta. A, uite că l-a luat cineva până la urmă, e bine că l-a luat Weaver-ul. 1300. Mă, normal, să zicem că cineva și-ar face aganim. Mie nu mi se pare foarte bun. Pentru că nu, la ce au ei, mor foarte repede. Ți-ai luat stand de Miran, ai murit. Ți-ai luat stand de la Witch Doctor, ai murit dacă mai e cineva lângă. Cu SF-ul e greu să te bați. Îți preferi să faci Hex atunci? Nu Hex. În principiu ți-ar trebui niște viață. E adevărat că dacă ți-i pui în booster-ul ăla se merită, dar să nu termină ganimul. Dar îți trebuie un mecanism să scape sănătate. Dagger sau... Uite, vezi? Am văzut că a mai venit cineva, trebuie să plec acum. Sau Forstaff? O rună. Forstaff, da, exact. Îți trebuie niște chestii să... Ori faci meca, eu știu, dar trebuie să joci, trebuie să ai grijă cum joci. Uite că l-am prins aici un... Invis. Invis. Eu personal aș aștepta să... Sau hai să nu zicem că ăsta are mai puțină viață. Când ai invisul poți să-ți dai de două ori. Adică dai invisul și imediat sticla și nu te scoate din el. Și dacă ar veni cineva ca să-l... frângem pe ăsta, chiar dacă sunt trei aici, am putea să-l omorâm. Ai grijă să nu dai click pe ei. Sunt patru. Uite și potemeul ăsta, am putea să-l leșinăm. Aia e, așa joc ei. De-aia că uite dacă vine asta mai repede. Pe ăsta l omorâm și chiar l omorâm. Fugim acum, ai văzut? Chiar dacă au fost unii lângă alții, pentru că au ratat momentul, au avut de pierdut. 1700, eu aștept de dagger. Dacă îi dă stun, dar nu cred că îi dă stun, că o să-i... Sau? Ia să vedem. Mă, normal ar trebui să prindă, pentru că un jucător bun își dă leap, sau nu stă în range.
să fii atent să vezi cât are turnul. Uite, e acolo și un Witch Doctor cu două stanuri, am putea să-i leșinăm. Hai, prinde-l. Am reușit să-l omorim și pe ăla. Dar ai dat vreo ultima dată până acum? Păi parcă am dat odată. Că parcă n-am văzut nimic. Dacă poți să omori fără ea, de ce să o dai? Că cine știe când o să ai nevoie de ea. Și așa are cooldown mare. Uite, de exemplu, sus aici, poți să fii atent, dar nu i-a făcut suficient de mici. Și îmi permis să dau auto-atac, că ar trebui să luăm turnul, că avem catapultă, dar toată lumea a plecat, văd că a venit și secau. Că le-a dat un stun. Îi dăm ulti. Am vrut ca să dau să-l vadă, dar din păcate a făcut mai multe mici decât credeam. Mă rog, nu e... Va pica turnul jos între timp. Uite, avem bani de dagger. Gata, am luat și dagger-ul. Putem să luăm și un TP. E foarte tare Dota 2 că poți să cumperi itemele oriunde ești, dar le pui pe tine doar când ești în bază. Nu? Și în Dota 1 poți să cumperi itemele oriunde da, ești. Da, bine, normal, dar aici ai stash, ai... Da, e altfel structurat. E altfel structurat. Dar principiul de bază e același. Uite, ăsta a dat un pic de mana mech. Boltul poți să-l dai pe un creep. Oferă și viziune dacă au invis. Și mergem și noi acolo. Deși nu e bine să stăm unul în altul. A venit și Rexaro. Și nu avem destulă mană. Să avem acum curând de... Și acum încă una. Uite cum e focul ăsta. Am prins până la urmă. Motivul pentru care nu m-a dus să-mi iau ăla, am crezut, ăsta cum e ce dagger-ul, că am crezut că o să luăm turnul ăsta, dar văd că băieții nu vor. Ăsta a sărit în el și eu n-am fost acolo, tot mai m-am dus în bază. Și pe să maxăm și chain-ul ăla mic. Dar nici nu prea mai aveai tu așa multă mană ca să zici că dădeai... Bă, cu un bolt-o de-aia, uite că n-are multă viață SF-ul, cere pe el, are threads și stick-ul ăsta, dacă nu apucă 700 viață, curge repede dacă primește și un stun. Să-mi pun și eu butoanele că schimb camera dacă fac o combinație proastă. Normal n-ar trebui să cumperi tu guardurile, dar dacă nu le cumpără altcineva, decât deloc e mai bine să le iei tu. Jap. Sper că trebuie să dai o bucată, ia să vedem dacă am avut dreptate. Și acum încă una și l-am luat. Acum depinde și în ce moment al jocului ești. Uite, Beastmaster aici. Și mai e și Witch Doctorul, am ultimată. Da, trebuie să stau undeva să nu-mi iau stun. Și uite, sunt trei aici. Ești cam singur pe mine acolo. Sunt cam singur. Cam trei. Acum pun și un ward aici, deși e riscant. Uite, încă un acolo. Că aveam blind spot nu, și n-am fost atent să văd dacă a urcat cineva. În momentul ăsta mă uit pe minimum, nu știu dacă iau chiar tot creepy. Uite-l pe slardarul ăsta, să vezi ce-l omorăm dacă... Dacă ne chinuim. Hai. Da, ultimată și o să moară acum. Și de-aia că îi vezi și pe ăștia unde vin, știi? Da, normal. Că de-aia am dat-o. Și ca să-l omorâm și pe ăsta. Ia să vedem. M-a blocat aici, dar... Ah, nu m-a blocat. Hai că-l prinde și pe ăla. Îți dai sticla în timp ce mergi? Hai cu șosea. Hai cu șosea, tati. Și asta a fost. Triple kill. N-am mana și lui prietenul nostru care ne-a ajutat. Cu Zeus e important să crești, pentru că dacă nu crești, nu faci suficiente lucruri. Mă duc în bază să-mi iau un staff, o să-mi fac four staff. Mă, normal, acum aș putea să pun niște viață sau să încep să fac un hex. Pentru că dacă îți merge jocul și nu joci suport, adică dacă ai iteme scumpe și level mare și ganghezi într-una, fii mai indicat să-ți faci un hex. Doar că ăsta e mai sigur că îl faci mai repede și poți să-ți ajuți cu echipierii să îi salvezi sau ceva de genul ăsta. Te vin și eu aici la bătaie că poate mai pică cineva. Să-l mâncăm. Mă, normal ar trebui să ne ducem jos să dăm turnul ăla. Da, să vedem dacă dă ăsta un stun aici.
mai omorâm și noi pe cineva. Și eu am venit lângă ăsta care are Fairy Fire în cap. Uite, mă duc lângă el. Și e foarte mort. Ai văzut că n-am stat să dau magiile într-o anumită ordine. Am pornit cu Bolt ca să moară mai repede, că cine știe. Nu e bine să te riști când e multă lume aici. Regen. Nu mă duc să-l iau acum, că n-are sens să-l iau acum. Am dat și o mană ăștia. O lance mai degrabă. E urât rău, aia rău, nu? Uite, sărim și mai dăm așa un pic de damage. Acum contează damage-ul ăsta, pentru că nu poate să pornească full în bătaie. Și mi-am permis să săr, că am văzut că n-a dat ăsta fisura, că dacă dădea fisura înainte nu mai sărăm. Da, de ce mai faci și force staff dacă ți-ai luat dagger și nu faci ceva cu mai multă viață? Pentru că îți dă mană și îți dă încă o posibilitate să fugi sau să salvezi un aliat sau să tragi pe cineva înspre tine sau să poți să sări cu dagger-ul în ei, de exemplu, să le dai damage cu pasiva, că trebuie să fii lângă ei. Și acum trebuie să fiu atent aici, că uite, nu omoară pe ăsta dacă stau să vorbesc. Aia, dăm ultima ta să-l omorăm. Dacă îl prinde și pe ăsta. Da, am omorât și pe ăla. Și moare și Mirana. Avem și firepower. Ah, n-am reușit să-l iau. Așa. Uite ce vreau să zic. Dar cred că avem bani să ne terminăm for stuff. Și cred că mai bine mă duc cu... cu TP-ul în bază. Cu TP-ul în bază, da. Până găsesc eu unde e for stuff-ul. For stuff, uite. Așa, mi-l pun pe un key unde mi-e mai ușor să-l apăs. Basic. Cred că, nu știu, cea mai mare problemă la primul contact cu Dota 2 e cu shop-ul, adică până găsești un item la început, e un pic dezorientat. Uite, de exemplu, așa. Uite cum am pornit, am plecat din bază cu dagger, am dat for stuff și deci am ajuns aici și o să fac același lucru ca să pot să prind regenul ăla mai repede. Îți dai asta. Ia să vedem, o ia direct și o pune? Da, știe. Nu e ca în Dota... ca în cealaltă Dota. Curând o să avem ultimata, cât mai are. Nu se înțelege bine că e prost gândit alb pe alb. O tu pot teme-o acolo. A venit furionul. Dacă scapă, o să-i dăm ultimata. E și urât cu furion, că împingi liniile și poți să îi surprinzi. Avem doi stunneri. Și avem și furnică. Avem un pic oarecum echilibrat, putem să facem ceva cu el. Ei nu prea au cine știe ce, uite deja au ieșit, să-l arădar. Și Rexor a ieșit. Și putem să ne batem acum. SF-ul s-a reconectat, deci sunteți cam singur pe hartă. Potem mea a murit, deci n-am cum să-mi iau săgeată. Dăm un bolt ca să facem, să vedem aici cine mai e, finish please. Oricum aveai vision acolo de la gândacii lui Weaver. Contează foarte mult și când am random și că am... asta, cum îi ziceam, am pornit cu sticlă și de la. Uite, ai funny. Sunt comici ăștia. Nu, omul era ironic în caz că nu te întreb. Când am jucat atunci cu Rusia, toată lumea are impresia că a jucat Phoenix-ul ăla prost. A nu înțelege că n-am jucat suport și, în primul rând, nu era așa de overpower de atunci. Adică, într-adevăr, era șmecher, dar nu se compară cu momentul de față, când poți să dai și heal și tot ce vrei cu aceeași magie. Așa. Și zic toți că l-am jucat prost, dar, de fapt, meciul l-am pierdut din total alte lucruri. Adică, dacă îl jucam prost... Morfola, nu știu, afarma, cred că treți minutul 20. Pentru că l-am jucat cum am jucat, dar lumea nu înțelege. Lumea trebuie să vadă triple kill, că altfel nu pricepe. Păi, triple kill dă mai bine la ochi. Decât că cumperi tu warduri și faci urnă și tobă și chestii.
Mă rog, nu trebuie să spese foarte tare, adică e plăcut să vezi așa, să ai fani, dar... Fani, hateri? Nu, chiar nu trebuie să joci pentru că îți place jocul, nu? Îți place competiția. Și chestii de genul ăsta. Oricum, jocul e cam terminat în principiu la voi aici. Se plângea jucătorul cu SF-ul că nu poate să dea, nu poate să iasă din joc, că îl reconectează sau nu știu, zicea că are o problemă de gen. Mama, să-l fix în stanul ăla, nu cred că e bine unde m-am băgat eu aici. Mai e cineva în viață, nu mai. E mai greu să fii atent și la ce zic ăștia. Nu merge scroll. Și trebuie key-uri pentru toate astea, ca să poți să dai imediat dagger, four staff și toate magii. Mamă, până unde dă fântâna asta? Vai de capul meu, aici am dat. Mamă, cât are range-ul are. Ai, mai muri. Te avem 3000 gold. Putem să ne cumpărăm, suntem ultimată. Oricum e și spațiul ăsta de la fântână mai mare decât în Dota 1. De obicei da, ești obișnuit cu... Alea, cum îi zicea, aceleași distanță și de-aia câteodată faci niște greșeli. Sper că ați înțeles ceva din ce v-am explicat aici acum. Care-i treaba cu Zeus? Sper că ai înțeles și tu. Desigur. Desigur, bravo.